aici ca să comentăm moda împreună cu ea și cu Andreea, invitata noastră permanentă. Bun găsit! Andreea s-a hotărât să asigure și partea de infarct ca vestimentar a emisiunii noastre. Mulțumesc. A făcut economie de material într-un mod foarte, foarte judicios. Doamnelor! Ca să fie în ton cu Polonicul. Ca să fie în ton cu Polonicul, exact. Avem câteva ținute de la câteva evenimente private, mondene. Haideți să vedem exact ce am găsit astăzi în galantare. La o lansare de film este Andreea Bălan. La filmul Bond No Time to Die. Aceasta este, Andreea, o lansare în timpul zilei. Cum vi se pare? Cine începe? Foarte American style. American style, nu? Da. Ok? Mi se pare ok pentru o lansare de film. Poate dacă, cum să spun, dacă ar fi vrut să fie așa în tonul filmului, poate aș fi mers mai mult spre British, dacă tot este vorba de James Bond, dar ca și ținută mie mi se pare ok. Da. Andreea? Este cumva pe stilul ei. Ne-am obișnuit să o vedem pe Andreea îmbrăcată așa. Chiar și la un eveniment recent am discutat la fel o ținută a ei. Arată degajat, arată casual, îi stă bine, o prinde. Și arată bine. Adică, într-o cu totul, la o lansare de film, pe relax, e ok să nu era o chestie de gală, de covor roșu, ca să exact zici. Exact, asta discutam. Adică era o vizionare până la urmă. Și la vizionare merge și noi mai relaxați. Mai relaxați. Chiar foarte ok, mi place. Și are un aer fresh. Fresh, doamnelor și domnilor, și fresh și refresh, că avem acasă. Hai să vedem. Alin, la același film, Alina Pușcaș împreună cu soțul ei. Aici avem niște încălțări mai soliste, așa? Da, arată bine amândoi. Asortați, da, așa? Sunt foarte trendy, ea este foarte cool. Trebuie să observăm combinația gândită cu acel sacou, da? Și cu pantalori oversize și poartă, nu? Încălțările sunt niște bocanci cu talpă, care sunt foarte, foarte trendy în ultimele sezoane, nu doar în sezonul acesta. Deci putem spune că Alina se încadrează și și-a adoptat un look foarte cool, iar soțul la fel. Are încălțările alea care se văd din avion, ca care să zic se așa. Văd din avion, dar îl care prinde. Sunt la modă. Sunt la modă, da. Se vede clar că ea a vrut să facă legătura între sacou și încălțările fiind de lac. Detaliul de pe sacou este tot strălucitor. Sunt ok. Da, arată bine împreună. Cred că asta au și vrut să arate și, într-adevăr, sunt foarte fericiți împreună. Mai departe, deci lucrurile sunt bune și la vară cald. La alt film, aici a fost cu covor roșu, după cum am văzut la trecută, Andreea și Virgil Ianțu. Complet necunoscuți, nu e aici, după cum vedeți că suntem undeva afară, se vede strada, dar la filmul lui Octavian Strunin a fost covor roșu, alții au venit în ținută de gală. Cum îi vedeți? Poate n-au știut sau poate nu li s-a comunicat dacă e vreun dress code, e adevărat. Ea arată foarte bine, absolut de fiecare dată. Andreea este o apariție, ne-am obișnuit cu acest lucru și combinația alesă de ea este una foarte, foarte interesantă. La acest gen de evenimente merge într-adevăr să avem o geantă de această dimensiune, iar combinația cu pantalonul din piele îi dă acel touch actual, da? Și accesorizarea este foarte bună. Ea arată foarte bine, la fel el? Și partenerul său. Da, e lejer, e exact cât trebuie. A dat acel plus de eleganță datorită sacoului el și atunci e într-un casual smart. Da. Rita. Se vede clar că tendința de altfel este casual smart. Da. Foarte puține. Mă bucur că Andreea mai poartă tocuri, dar dacă stai să te gândești la ținute casual smart, toată lumea poartă ceva plat sau tot felul de pantofi sport. Au devenit pantofi sport, noi pantofi cu toc, din punctul meu de vedere, la cum se comportă moda. Dar se vede croiul pantalonului că este actual, cu despicătura la spate, iar el este îmbrăcat ok.
Ok. Ok. Deci dacă e ok, e acolo, la... se putea mai mult, dar e limitat. Comentez eu, nu comentează fetele. Este îmbrăcat, adică se vede simetria. Și-a ales și Adidas și în simetrie cu culoarea pantalonului, după cum vedem, acea lungă gri. Este... ne-am obișnuit cu Virgil mai elegant. Mai elegant, exact. Așa este. Ăsta e șocul. Mergem mai departe. Deci, avem aici pe Emilia Popescu împreună cu băiatul lui. Aici e Popeasca și Bănică, dar nu este nici Stella Popescu, nici Ștefan Bănică senior, nici Ștefan Bănică junior cu Emilia, ci Emilia cu juniorul lui Ștefan Bănică. Foarte frumușel el și foarte talentat. Sunt cumva echilibrați amândoi, au optat pentru All Black și le dă nota aceea elegantă, da, pentru eveniment. Arată bine și doamna, da, a ales o rochie de lungime potrivită pentru dânsa. A optat pentru cizme, ceea ce nu este rău pentru sezonul acesta, dar în combinație ei doi sunt ok. Încălțările lui sunt unele dintre cele mai dorite și portabile de câteva sezoane încoace. Freza băiatului e ce trebuie, se vede că la vârsta lui are voie să poarte ce freză vrea. Că e o vârstă foarte frumoasă. Rita. Arată bine, da. Se potrivesc ca și, mai ales cromatic, bineînțeles, pentru că sunt îmbrăcați în negru. Și au un aer foarte vesel și transmit foarte multă bucurie. Cred că, în afară de îmbrăcăminte sau de eveniment, Emilia se bucură că le are lângă ea. Bun. Urmează o răsturnare de situație, cum se spune în presa senzațională. Sunt Ziana Buroiană de la botezul copilului său. Ce să zic? De unde o luăm? Barbie World, kind of, da. Rozul excentric, puternic, da. Au optat pentru a ieși cu totul în evidență. Până și mașina observ că îți dai seama. E din același film Too Glam, Too Much. Dar noi ne-am obișnuit să o vedem pe ea așa, într-o ținută prin care patează sau este dusă ușor într-o altă poveste decât ceea ce ne obișnuim noi să vedem. Doamne, da. Da. Puțin, nu știu, aș fi umblat la combinația în sine. Poate că dacă și-ar fi prins părul, ar fi umblat puțin la lungimea rochiei sau ar fi optat pentru o altă culoare. Inclusiv la buze, acest roz total e puțin optic too much. În schimb, are papuci de pufi bej, așa că... Pantofii nu sunt cei mai răi, în schimb, în altă combinație cu totul ar fi fost o altfel de apariție. Am înțeles. Deci este un fel cum scria pe pieptul unui băiat într-un clip la un moment dat al unei fete, A Beautiful Disaster. Deci, cum este, Rita? Este clar că și-a dorit să se asorteze cu fetița și să-și aleagă o culoare de fetiță. Culoarea nu este neapărat out of trend, adică nu am putea să... Chiar este o culoare care se poartă. Culoarea ca culoarea, să zic așa, dar în rest... Aș fi schimbat totuși cureaua aceea din talie, mai ales care pantofii aurii, culoarea fiind, cureaua fiind foarte argintie și, într-adevăr, așa cum a spus și Andreea, aș fi prins părul altfel. Deci, niște doamne diplomate. Bine, deci roz să fie și cu centură și fără centură. Mergem mai departe. Să vedem acum ce avem de la botezul copilului lor, Liviu Vârciu împreună cu Anda. Are un smoking foarte reușit Liviu aici și îl prinde foarte bine. Na. Cam așa trebuie să arăți în momentul în care ai botezul copilului. Totul depinde și de locație. Dacă e una specială pentru evenimente, acum se poartă foarte mult și acele petreceri mai casual și atunci nu trebuie neapărat un smoking, dar în momentul în care faci o petrecere mai fastuoasă, cu invitații într-un număr mai măricel, să zicem, și trebuie clar să punctăm o ținută impecabilă, o ținută de covorul roșu. De covorul roșu. Și aici Liviu a ales-o corespunzător și soția lui arată bine, cu o rochie din broderie, din ce văd eu,
cu șlițul acolo unde trebuie. Arată bine, e foarte fină. Bun. Rita? Sandalele la fel, perfecte, deci arată impecabil. Rita? Combinația de materiale, de Liviu n-avem ce să comentăm, arată e foarte bine cutie. În acest smoking. Combinația de materiale este foarte potrivită. Adică rochea este bine aleasă și bine combinate cele două materiale, materialul de pe mânecă și cel al rochei. Se poate să fie același material și pe roche să fie dublat cu căptușală, iar pe mânecă să se lase acea transparență. De altfel, cred că așa și este. Și se poate să aibă chiar și spatele lăsat transparent. Nu deci văd okay. prea bine îți din place. Poză, dar pare așa. Da. Da. Mergem mai departe, mai avem o fotografie sau două, ca să le avem timp de toate în emisiuni. Culiță Sterp și-a botezat copilașul și aceasta este ținuta, ea este fericita mămică, el este fericitul tată. Și băiețelul, fericitul posesor al unui costum ca taicăsu. Păi dacă aveam dincolo mama cu fetița, avem acum tatăl cu băiatul. Așa, exact. Cum vi se pare? Cine începe? Se vede că s-au străduit să fie în aceeași poveste cu toții, da? Nu-mi displace. Puștiu este senzațional. Tati arată bine, pentru dat fiind faptul că e vorba de botezul său, da? Poate că aș fi optat pentru o culoare diferită la cravată, să zicem, iar doamna, mă rog, în general, e recomandat pentru doamnele care tocmai nasc să nu folosească un șliț atât de adânc. Poate că dacă ar fi schimbat lungimea șlițului, ar fi fost într-o cu totul altă poveste și s-ar fi potrivit mai mult cu soțul. Da. Deci aici cu șlițul avem o treabă. Ce zic, sandalele sunt ok, da. Alese, ei arată bine, sunt frumoși. Ceasul lui l-ai fi schimbat? Ceasul să zicem că nu ne deranjează. Am înțeles. Bun, mergem mai departe, okay. Rita? Dacă ceasul e ceea ce bănuiesc eu după model, n-are cum să-l schimbe. Îl poartă mai des și mai mult. Da. Că a făcut o investiție, da. Și atunci nu are de ce să-l schimbe. E clar că el a vrut să se asorteze cu băiețelul, sau mă rog, să asorteze pe băiețel cu el, iar ea a păstrat același ton îmbrăcămintea. Acum vedem și în spate, probabil e undeva unde e foarte multă natură. Acum cu crăpătura este... Nu știu, poate chiar a vrut să se simtă din nou bine, pentru că știi cum e după ce treci printr-o sarcină, dacă vezi că ai dat de repede kilogramele, da, jos. Poate acesta e momentul, da. Care spui, hai să ies. Uite, am dat jos, da? Da, poate că mai, da, trebuie să dai, deci, jos un pic. Hai să mă... Nu cred că asta a comentat Andreea. Că poate vrea să fie mai... Că doar că lungimea, da. Nu puțin că mai închisă, dar nu că... Am priceput. Arată foarte bine după naștere. De ce? Arată doamna foarte bine, impecabil. Deci, se vede că nu exagerăm. Să nu exagerăm. Ultima fotografie de la botezul băiețelului lui Dani Oțil împreună cu Gabriela. Da, am văzut-o pe Gabriela zilele trecute pe rețele de socializare. Mi-a plăcut foarte mult ținuta ei, nu doar a ei, cât și a lui. Gabriela e o frumoasă, e chiar un model profesionist, știm cu toții lucrul acesta, știe să poarte absolut totul. Hainele stau într-un anumit fel pe ea și culoarea o prinde. E într-adevăr un trend și din ce în ce mai mult în ultimele sezoane se poartă la evenimente de genul UPS, sacou cu pantalon la fete și această ținută masculină, tocmai pentru a da un aer extra elegant. Dacă ele sunt croite și sunt concepute corespunzător, arată foarte bine pe fete. Iar Gabriela, da. Aici arată impecabil, trebuie să recunoaștem. Și Dani la fel, a ales foarte bine și culoarea, contrastul. Culoarea asta, ei. Culoarea e interesantă, da. Aici că nu e contrastul obișnuită. Contrastul este unul reușit. Nu se întâlnește. Rita, ultimele secunde sunt ale tale. Da, o cunosc pe Gabi foarte bine, a lucrat cu mine de atât
atâtea ori, atâția ani. Îmi place foarte mult și mai ales îmi place cum pantalonul atinge pământul, pentru că asta este noul trend. Îi vine foarte bine, sunt foarte frumoși amândoi, iar tati s-a îmbrăcat în bleu pentru că are băiețel. Are băiețel, da, doamnelor și domnilor, pozele sunt foarte frumoase, dar vă poate putem povesti în online și cum a slăbit Gabi, soția lui Dani.